Doamnelor și domnilor, exact acum 3 ani și 3 zile s-a mutat în Cotroceni datorită unui celebru contract. Acum este președintele imobilului, însă anul viitor trebuie neapărat să-și reînnoiască contractul pentru a nu fi... Dați-mi voie să-l invit în scenă pe domnul Emil Constantinescu, președintele României! Da. La bis e mai greu. Prima dată e destul de ușor. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Sunt adevărate aplauzele? Nu, sunt pe bandă. Sunt pe bandă. Opriți banda cu aplauze, vă rog. Da. Mulțumim frumos, dragi prieteni. N-am sperat în atâtea aplauze. Sunteți amabili să veniți mai aproape sau vin eu acolo? Veniți aici. Vin acolo, dacă doriți, dumneavoastră. Sau dacă vreți, pot să vă ofer locul ăsta. Nu, vedeți că sunt scaune și mai grele. Da, e adevărat. Da? E adevărat. Bine, vin atunci aici alături de dumneavoastră, dacă doriți, dumneavoastră. Mă simt foarte, foarte emoționat și știți de ce? Pentru că niciodată de... Am stricat tot decupajul emisiunii, nici nu știu dacă avem lumină aici, dar oricum o să vă luminez eu pe... E adevărat. Deși am făcut două facultăți în viața mea, n-am stat atât de aproape de un profesor, să știți de asta. Am avut o emoție specială. Mi-arătau colegii pe stradă, de obicei, zice, uite, ăla e profesor la noi la școală. Zic, bravo, uite, e bine, sau aia e preparatoare, mișto, sau ceva de genul ăsta. În sfârșit, pentru că... Este ziua noastră de naștere, vă spunem la mulți ani și o să mai pomenim acest subiect la sfârșit. Întotdeauna invitațiilor mei care își rup puțin din sărbătoarea personală și vin aici pentru a vorbi în fața telespectatorilor care azi, mâine pot fi și alegători, nu? Și foarte important capitol, mă gândesc așa, în lumina ultimelor... apariții de presă, ca să zic așa, e important. Și le mulțumesc o dată în plus tuturor celor care au venit de-a lungul istoriei acestei emisiuni în studio să sărbătorim împreună ceea ce putem face în aceste vremuri atât de grele și de încercate și după aceea, sigur, că sărbătorile personale... Uite și astăzi, acum ar fi trebuit să fiu acasă, tocmai mi-am spart casa. So? Vorbesc serios. E glumă sau...? Nu, vorbesc absolut serios. Le mulțumesc că... Nu știu din ce parte a spectrului politic erau, dar și eu puteam să sărbătoresc acolo cu băieții de la secție. Și polițiștii ce au zis? E bună gluma, domnul Călinescu? Nu, eu știu, să vedem experiența. Mie nu mi-e teamă că mi-au luat ceva, mi-e teamă că mi-au pus ceva în casă. Asta este mai complicat. Deci, urându-vă sănătate și puțină răbdare, să intrăm în subiect și să vă mulțumesc că ați venit. De asemenea, ați făcut un efort să veniți aproape direct de la aeroport. Încep cu o întrebare strict omenească și care mă frământă, pentru că apar și pe aici tot felul de cetățeni care fac predicții care mai de care mai spăimoase și legate de specialiștii noștri în frunte cu domnul Noica, care au o coreografie destul de
grea așa de înțeles pentru noi, ne liniștește. Nu e nimic de făcut, nu sunt bani, nu sunt miliarde. Serios discutând acum, trebuie să-mi anunț spectatorii când e o întrebare serioasă, pentru că altfel este o tragedie ce se întâmplă acolo, din punct de vedere al naturii, nu? În Turcia. Da, dar au reușit să depășească și asta este admirabil. Au reușit o organizare extraordinară, nu e ușor să aduni. Nu au fost numai 54 de șefi de stat și de guverne, da. Au fost delegații uriașe și modul în care nu numai conducerea Turciei, turcii în general, au reușit să organizeze acest lucru, este de toată, a fost admirat de toată lumea. Există un lucru pe care eu mi-l doresc poate cel mai mult pentru români. Adică această solidaritate umană, ca să nu-i spun. Când e vorba de a face ceva pe termen lung sau un eveniment, indiferent cât de grele sunt lucrurile, reușesc să-l facă. Și turcii au reușit să facă acest lucru și merită toată admirația. Da, e chiar din cauza acestei povești că se fac, poate asta să zână și pentru noi ceva. S-au făcut multe lucrări fără autorizații, ceva de genul ăsta, am înțeles. Repede, repede, antreprenori, să meargă turismul, să meargă nu știu ce, banul. E foarte ușor să emiți judecăți așa de departe. Istanbul este un oraș de 13 milioane de locuitori. Este cel mai mare oraș al Europei. Da. În care sunt clădiri din Fanar, unde am fost astăzi la Patriarhul Ecumenic, sunt clădiri care datează de secole sau de milenii. Alături de improvizații, deci e foarte greu să controlezi un astfel de oraș mamut. Cel mai adesea te controlează el pe tine. Dar v-ați gândit, simțind acolo toată povestea aceasta care, nu știu, o dată, de două ori, te așteptai să se termine și iarăși a revenit și iarăși prognozele sunt neliniștitoare. Bănuiesc că v-ați gândit imediat la ce s-ar putea întâmpla la noi, nu? V-ați gândit să faceți ceva, să găsim niște resurse? Pentru că nici la noi nu stăm prea bine dacă trecem de 6-7 grade. Tendința nu este un lucru, lupta cu tremurul care se rezolvă după o zi pe alta. Pentru că e o problemă de organizare de bani, a societății, nu? Și de... Nu, la noi, vedeți, domnul Călinescu, m-ați ajutat foarte mult cu spunul meu. La noi totul se reduce la bani. Eu n-am mai pomenit o societate, chiar cea mercantilă americană, care nici n-ai apucat să rostești un cuvânt și te întreabă, ai bani, n-ai bani, ai bani. Problema nu-i de bani. Nu-i de bani. Banii sunt ultimul lucru important. Banii există și în România, nu sunt bine distribuiți. Problema cu tremurul este o problemă de gândire. Deci americanii, după ce s-a ras San Francisco, practic, au schimbat toată concepția construcțiilor în America. Dar nici nu puteți să-l chemăm pe Cioran acum sau pe... Nu-i vorba de niciun Cioran. Domnul Pleșu să ne gândească reconsolidarea... Nu, este ceva ce se întâmplă și la noi în mod firesc și nelegat de cutremur. În acel moment, San Francisco a început să fie construit ca un sat uriaș, da. În care sunt case cu pereții aproape de lemn, și doar clădirile înalte sunt pe structuri de oțel. Dar și asta nu i-a scutit ca unul din podurile cele mai moderne, după cum știți, la San Francisco, să se prăbușească, să fie un accident foarte mare. Important este concepția generală. Ori, după părerea mea, lucrul cel mai interesant care se petrece în România acum este construcția de case de către familii. Numărul... Se petrece? Păi se petrece. Eu cred că umblați în țara asta. Cred că nu stați numai aici la biroul ăsta. La Ploiești poate v-ați dus sau la Scroviștea. Poftim că v-am urmărit de alături. V-am urmărit de alături monologul și dacă ați mers de adevărat până la Scroviștea. Am văzut niște frumoase căsuțe de păsărele prin copaci. Multe. Dacă mergeți spre Otopeni și mergeți, vedeți casă lângă vile, vile lângă vile, asta e problema. Vile lângă vile am văzut, e adevărat. Și nu numai aici. Și o să le vedeți și în Maramureș, și o să le vedeți și la Suceava, spre și în Bucovina, și o să le vedeți cam peste tot. Dar eu cred că a intrat această mentalitate. Ați gândit să vă faceți o vilă undeva? Nu. Nu? Nu.
Dar am un teren de la tatăl meu la Băneasa și dacă o să fie, acum era teren agricol, dar acum e foarte bine plasat încât pot să-l valorific și să-mi fac o vilă dacă o să vreau vreodată. Domnul ministru Tonescu, ce și-a făcut o casă cu 1 milion de lei? Are un proiectant destul de bun. Cred că era Legoș. Intră pe burtă în ea, așa, nu știu ce a mă îndoiesc că e așa. Eu îl cunosc pe... Păi, domnul președinte, acum treaba e serioasă, că prin târg umblă vorba că și apartamentul ăsta din monolog, copiii vi l-au vândut. A zis, luați-l, rezolvați-vă viața, vindeți-l? Da. Este greu de crezut, pentru că două mentalități... Păi și unde o să stați? Stați un moment, stați. Stau aici. Aici vin, la ProTV. O să stau în emisiune la ProTV și rezolv problema. Mai mult. Trebuie să dați concurs pentru postul de realizator, să știți. Toată viața am dat concursul. Da. Eu n-am fost numit niciodată. Deci toată viața am dat concursul. Dau și aici. Păi, dar chiar așa se naște între legea, un schimb, legea cu foștii președinți sau e o lege sau ce? A trecut, s-a semnat? Nu știu, nu-i problema mea. Este o lege care există în toate țările de lume. Problema era... Dar vintea să-ți facă un bloc și să... Problema era... problema era, în primul rând, a fostului șef de stat al României. Mai treceți la domnul Iliescu, la rege, mai luați o lămâie. Știți cum se împrumută vecini? Nea Ioane, ai o ceapă sau... Nea Emile, o puțină sare sau niște drojdie, doamna Nadia cu... Că așa între vecini, la urma noi. Trebuie să stați undeva. Unii după 3 mandate, unii după 2, unii după... Eu știu câte ori fi. Dar trebuie să stați undeva. Dacă v-au vândut copiii casa din Panjura, ce faceți după? Niciodată nu mi-am pus problema. Mă descurc. Bine, o să vedem și noi, o să suntem pe... Domnul, există proiectul ăla deja aprobat, ANL-ul, sau cum se cheamă, pentru tinerii căsătoriți, se dau niște credite avantajoase. Să ne întoarcem la lucruri recente și, din câte pricep eu, din intonația și sobrietatea colegilor mei de la știri și... ci de o importanță destul de mare, nu înțeleg ce înseamnă. Tot ce înseamnă 2001 mă sperie, că e dincolo de sfârșitul lumii. Și zic, 2001, asta seamănă cu retragerea domnului Diaconescu și a domnului Chintus. Dacă ăștia ne dau președinția la 2001 la OSC, când a anunțat domnul Chintus că se va retrage și că... să vedem cum o să suportăm 2 șocuri dintr-o dată. Deci, spuneți, eu întreb în felul meu, dumneavoastră răspundeți în felul dumneavoastră. Deci, cu cuvintele dumneavoastră, e o treabă serioasă povestea asta cu OSCE-ul? O să râdeți, e chiar serioasă. Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru noi, cetățenii? Că, pentru relația cu celelalte state, am și văzut în tot felul de sondaje, acum se întrec o isterie, o nebunie. Și chiar mi-a plăcut un editorial al domnului Nistorescu care mai punea puțin lucrurile la punct. Dom'le, dacă începem să amestecăm acum Metri cu Litri și Ceaușescu cu Constantinescu și cu Iliescu și cu astea, chiar par niște demențe sondajele astea la un moment dat. Pentru că libertatea e o chestie foarte importantă, dar unii au libertatea să dea și cu satârul și atunci trebuie să mai punem lucrurile la punct, nu? Bine, nu-i vorba de libertate, e vorba de o formă de mult, sau de multe forme de manipulare, care sunt de când lumea. Deci pentru noi cetățenii e foarte important să înțelegem într-un mod foarte simplu ce înseamnă această poveste, apropierea de conducerea OSCE-ului. În primul rând vă liniștesc că se produce foarte repede OSCE-ul să conduce pentru așa numită troică. Deci un triumvirat. S-a păstrat troica rusească. Nu e un cuvânt latin, da. Nu e prea latin. Dar de ce ați făcut așa? Păi, troica asta înseamnă trei cai. Trei cai care... Există păreri care spun că troica este și o doică cu trei sâni, ca să zic așa. În
Deci, la 1 ianuarie, România deja intră în acest triumvirat de conducere și sper că nu se întâmplă nimic până la 1 ianuarie, nici cu emisiunea dumneavoastră. Am înțeles că sunt, e o chestie interesantă. Deci, cel care predă, triumviratul ăsta, cel care iese, cel care în exercițiu, cel care vine. Și noi la 1 ianuarie o să fim ce? Cel care vine în 2001 și deci următorul. Așa. Și vom cine... sta 3 ani, până în 1 ianuarie 2002. Cu cine intrăm în troica asta? Cu Norvegia și Austria. Norvegienii, bă, e o companie bună. Eu cred că e o companie bună. De asemenea, da. Era mai bine. O companie onorabilă. Totdeauna trebuie să te uiți cu cine... Da. Cu cine este. Acum, puțin, să băgăm așa, să spunem, o mică pană de seriozitate. Este un lucru important pentru România, pentru că se leagă de răspunsul pe care nu m-ați lăsat să-l dau. Această plăcere a românilor de a-și plânge de milă, deci care a ajuns un sport național aproape. Totul este e nenorocire, disperat. Nu mai putem să dezlușim oamenii care o duc cu adevărat greu. Nu mai putem. Deci nu mai putem să vedem un om care are probleme de sănătate, un om care are probleme de viață, un om care are probleme economice, pentru că toată lumea se plânge. Toți sunt disperați, tot e o nenorocire. Și ăla care își construiește vila cu două, cu trei, cu patru, și ăla este săracul. Se plânge, poate nu are un bloc. Poate. Toți se plâng, toți sunt disperați. România e un victima unui complot mondial. E bine, aveam nevoie de infuzia asta, în care ni se spune... Nu sunteți ultimii aici din lume, așa care nu vă știm cum a venit în scenetă domnul Clinton. Și sunteți o țară. Dar e un caz real. Care este respectată. Mai, ei obișnuiesc să încurce. Obișnuiesc, da. E suficient America. E un continent, au 50 de state. Nu ați plășit toate statele americane? Nu. Nici eu. Și atunci de ce ar trebui să știe toate statele astea, care sunt cam cât statele din America? Păi că își dau cu părerea despre statele astea. Își pot permite să-și dea cu părerea. Domnul Clinton când a venit cu harta ca la geografie și a zis aici trebuie să atacăm, nord, sud, populație și așa mai departe. Aș vrea să revin însă la discuția care o începusem. Este foarte important când un for format din 54 de state, în care, de la America și Canada până în Vladivostok și state, vin și spun... Apropo, ele de ce trebuie să vină la o problemă... La o reuniune? Europeană, să zicem. Pentru că această viziune euroatlantică înseamnă Europa de astăzi. Fără sprijinul Americii, Europa de astăzi nu ar fi ceea ce este. Și probabil nici ceea ce o să fie cu România în interior. Dar revin, problema esențială este asta. Nu mai avem de ce să ne plângem că este un complot mondial pentru că ni se dă încredere. Sunt două lucruri aici importante. Nu poți să intri în conducerea OSCE-ului dacă nu corespunzi pe deplin obiectivelor OSCE-ului. Și asta înseamnă că ești o țară în care drepturile omului sunt pe deplin respectate, drepturile minorităților sunt respectate, regulile statului de drept sunt respectate, există o stabilitate internă deplină și țara este un pilon de stabilitate în regiune. Dar au avut câteva observații cu niște libertăți, cu copii, cu 3-4 obiecții. Observații există oriunde. Există și asupra Americii, există și asupra Franței. Principal este că România astăzi este văzută ca o țară care merită să fie respectată. Asta este unul. Al doilea lucru care trebuie arătat. Există niște lucruri complicate ale diplomației. Sunt niște trasee destul de interesante și experiența recentă ne arată că țările din Europa Centrală care au fost admise în această structură de conducere a OSCE-ului au fost cele care au intrat în primul val în NATO și Uniunea Europeană. Polonia, Cehia, Ungaria și vine România. Deci este un semnal care se dă, sunteți pe drumul bun, vă apreciem, puteți să fiți capabili să negociați conflicte grele care țin de lucrul cel mai important al Europei, securitatea și cooperarea, vi se deschide drumul în față. Deci din acest moment eu cred că acea solidaritate umană pe care turcii au fost capabili să dea dovadă ca să facă față organizării unui moment punctual și care reprezintă o lungă istorie care a scos Turcia dintr-o situație disperată și a adus-o la Turcia de astăzi, o putem realiza și noi românii. Pe 11 decembrie avem această șansă de a realiza
un eveniment cu o semnificație, a spune, a secolului, pentru că de un secol dorim să intrăm în Europa, a secolelor, pentru că practic acest obiectiv a fost pus la 1848 în mod foarte clar, și poate a unei istorii de milenii a poporului român. Da, mă iertați-mă, eu tot ca mama discut, că e, cum spuneți, e și un spor național, oamenii se plâng, am o cunoștință care s-a plâns 20 de ani, 10 pe vremea, 15 pe vremea lui Ceaușescu, 5, a murit, a fost găsit mort cu vreo jumătate de tonă de carne din congelator. Avea carne cu etichete din 80 înăuntru, și a căzut carnea peste el. El se tot plângea că e sărăcie și colo și colo. În fine, e adevărat. Asta se întâmplă. Se acționează destul de puțin. Oamenii vorbesc. E polei în fața caselor. Nimeni nu acționează de la cetățean în sus. Nu nimeni. Nu, foarte mulți. De la primarul general în sus. Până la președinte. Până la președinte. Ca să mai vorbim despre OSCE-ul ăsta. Am înțeles că doamna Albright a primit o scrisoare în care este atenționată că s-ar putea ca dumneavoastră să faceți o treabă foarte bună, dar să pregătiți altora această președinție, care au fost aliați cu niște partide nu prea bine văzute. Asta e problema americanilor. Eu nu pot. Eu, din punctul meu de vedere, mă interesează problema românilor. Iar problema românilor este ca acest proces, odată început, să fie continuat. Eu înțeleg asta, că dumneavoastră trebuie să vă asumați un lucru, indiferent dacă vor beneficia alții, ca să zic așa. Exact așa. Însă vreau să vă spun un lucru. Și nu vă pare rău? Nu. Japonezii au un proverb foarte interesant. Poți schimba 1000 de ani într-o oră. Eu cred că acest lucru în România s-a întâmplat cu ocazia conflictului din Kosovo. Și noi culegem acum roadele unei atitudini pe care am avut-o. Deși, apropo de acest ajuns și în acest punct, trebuie să spunem un lucru. V-ați ridicat o groază de voci în cap în momentul în care tranșant și net ați optat pentru o parte a conflictului, respectiv pentru NATO. Și ați suportat multe acuzații în interior, cel puțin. Eu aș vrea să dau mai întâi la o parte, la noi, o altă manie românească, că am putea face aproape un studiu al maniilor și al stereotipelor mentale, este că totul este privit pe un interes electoral. Într-adevăr, sârbii, eu care sunt timișorean, prieten cu ei, să am vecini. Nu, dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat în România. Prietenia noastră tradițională. Ce îmi spuneați? Alin Teodorescu, care este un sociolog absolut remarcabil și cu o viziune adevărată asupra evenimentelor, îmi arăta că la momentul Kosovo, el a urmărit, fără să publice aceste lucruri, am pierdut în sondajele de opinie 20% și persoana de care ați vorbit a câștigat 20%. În acel moment a fost foarte clar pentru mine că am acționat împotriva trendului opiniei publice. Dar eu am gândit în felul următor. În primul rând, eu sunt președintele României și nu președintele Iugoslaviei. Fiecare, Miloșevici este președintele Iugoslaviei. Eu am fost ales aici ca să mă ocup de viitorul României. Cum s-a ocupat fiecare de țara lui, s-a văzut ce era și ce a fost și ce eram și ce am fost. Dar ideea și ce suntem. Ideea mea a fost următoarea. Pentru că ne apropiem de sfârșitul mileniului și lucrurile capătă o semnificație mult mai mare în acest an decât în alți ani. Într-o istorie normală de 1000 de ani, de 2000 de ani a poporului român. Noi am avut totdeauna o politică de supraviețuire și o tactică de negociere. Asta a fost situația, la limita unor mari imperii. Asta am înțeles. A venit momentul, nu e foarte greu, dumneavoastră ați înțeles-o, dar foarte mulți n-au înțeles-o. Pentru că această idee că de la început treci de o parte, ești foarte ferm și nu mai faci niciun compromis, asta e foarte greu de înțeles la români. Eu am înțeles din clasa a patra, când am văzut geografia economică a lumii. Am întrebat, pata asta mare ce? Rusia. Asta la altă ce?
United States of America. Asta mai mare de despre ce e Canada, dar nu contează. M-am pus la punct imediat cu geopolitica mondială și am spus, deci, lumea are vreo două, trei burice. Unul la Washington, unul la Moscova, unul la Tokyo, niște burice mai mici pe la Berlin. Am văzut pe domnul Chirac destul de impetos, așa. Nu știu dacă Elțin înțelegea sau îi păsa sau îi se fâlfâia de chestii. Ați stat foarte aproape. Cu ce deodorant își dăduse? Avea o sensualitate, sau cum se cheamă, gradația la alcohol. Trebuie să aveți puțină răbdare. Era frică să nu cadă înspre noastră, că nu știu ce se întâmpla. Zic, al nostru nu putea să prindă loc mai încolo. Doamna Zoe în spate înghețată zice, dacă se duce Boris pe al nostru, e grav. Există posibilitatea. Mută aia jumate din trupele din Cecenia. Vă promit că în memorie o să scriu și ce se vede în spatele ușilor închise. Trebuie când să pleacă. Să fie foarte interesant, nu? Este, într-adevăr. Și la un moment dat avea o chestie, îi transmitea o muzică în cască sau... Începuse un ritm așa, Elțin, pe masă. Pot să vă spun că... Sau zice Amelie că nu mai fost semne pe sub masă. Lasă-mă în pace cu tezaurul, cu tratatul româno-rus și așa mai departe. Ceva e adevărat. Da? Da. Dar să lăsăm memoriile. Să lăsăm memoriilor. Va fi un lucru interesant. Chiar m-am gândit la un moment dat și să scriu o carte. Ce se întâmplă după ce puhoiul ăsta care vin de fotoreporter, cameramani, calcă în picioare, vin, fotografiază, toți stau cu niște figuri așa, sau zâmbesc, știu că sunt văzut, după aia pleacă. Ușile se închid și mă gândesc că ar fi